generală, dar este extrem de sensibilă. Discutam cu fratele Nelu că nu sunt de acord ca ideea de lider să fie o terminologie biblică. Lider nu poartă aceeași încărcătură cu ceea ce presupune ideea de slujitor. Când ziceți lider, la ce vă gândiți? Când zici lider, te gândești la cineva care îi înfrunte. Când zici slujitor, la ce te gândești? E o piramidă cu vârful în jos, care reprezintă mult mai mult și mai fidel principiul biblic, cine vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor. Și de aceea îi spuneam chestia asta, eu, așa, mai degrabă e o imitație a unor trăiri americanizate, așa. Și de acolo am luat și ideea de leadership și de... Dar nu poate aceeași încărcătură cu ceea ce învață Biblia despre slujitor. Așa că am acceptat atunci provocarea și pentru că sunt în domeniul acesta al slujirii. Slujirea este ceva care, dacă nu te împovărează, nu ești slujitor. Ea face pagube și victime colaterale imense în viața bisericii. Și am stat când fratele Nelu mi-a spus să vin, am refuzat prima invitație, prima ofertă, și las-o în toamnă, târziu. Că asta trebuie gândită, plănuită. De aceea, chiar dacă e mai mult, am zis noi să fie pentru tine, dar aș vrea să definim mai întâi lucrurile seara aceasta. Orice definire greșită a lucrurilor ne-ar putea duce în eroare. Dacă de pildă despre biserică, tu spui că biserica este o asociație de ajutorare umanitară, atunci o să fiți încântat dacă ați ajutat săracii și bolnavii. Numai că pare, nu deschis o ferinare, să știți. Nu deschis nici a zile de bătrâni. Pare că o deschis biserici. Pentru că definiți foarte corect biserica. Misiunea bisericii este asta mai întâi. Și apoi celelalte. Deci dacă n-am definit corect ceea ce este biserica, și misiunea ei este pervertită. Și avem probleme, nu știm ce înseamnă misiune. De aceea, la fel, dacă n-am definit foarte corect ce înseamnă adunare, biserica lui Hristos, avem probleme în a defini și a înțelege ce înseamnă slujitor al lui Hristos. Și în seara aceasta ne vom uita la ideea aceasta pe care a afirmat-o și Apostolul Pavel, adevăratul slujitor, cum arată el? Nu adevăratul lider, ci slujitor. Și mâine ne vom uita la autoritatea slujitorului. De ce e important să ne uităm la autoritatea lui? Pentru că autoritatea nu-i șef. Iarăși, dacă am definit greșit ideea de autoritatea slujitorului, avem senzația că sunt niște oameni puși să ne domine. De aceea, duminică seara ne vom uita la căsătorie, pentru că ne-l-a dorit să atingem. Am zis, nu are nicio relație adevărată cu slujitorul, că am zis, ba, dar are, totuși m-am gândit că are o mare misiune, să poți să-i sfătui pe oameni să se căsătorească. Și să le spui ce ar trebui să facă ca să se căsătorească. Și mă gândesc să fac asta cu toată autoritatea pe care mi-o dă Harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Așa cum zice Biblia, nu cum ne trece nouă pe cap, adică nu vă voi vorbi despre ceea ce înseamnă să te căsătorească barele. Nu despre asta vrem să vă vorbim, ci ce zice Biblia despre lucrurile de genul acesta. De aceea aș vrea să renunțăm în seara asta și la ideea de slujitor ca o prejudecată a noastră. Ce gândim noi despre slujitor. Și am vrea să lăsăm pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu să ne ducă în direcția pe care El o vrea. În poporul în care nu este descoperire dumnezeiască. Poporul devine fără frâu, dar fiți foarte atent, continuarea, dar e ferice de poporul care se teme de lege. De unde ar trebui să vină descoperirea? Din cuvânt trebuie să vină descoperirea dumnezeiască. Nu ți s-a întâmplat să citești Biblia și să nu înțelegi nimic din ea? Nu ți s-a întâmplat să aveți slujitori care bâlbuie niște povești în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu? Nu ți s-a întâmplat să stai la finalul închinării să spui, Doamne, ce ne-ai vorbit mie astăzi? Ce-a făcut slujitorul ăsta astăzi? Pe cine o slujit el astăzi? Și de aceea este imperios necesar pentru toți slujitorii, mai întâi vom înțelege în seara asta că nu toți trebuie să slujească. Nu toți. Și vom înțelege adevărul biblice,
Și la tine e valabil lucrul ăsta. E valabil și la cei care aveți 40 de ani, 50 de ani. Cineva mi-a spus odată, zice, frate Marcel, zice, eu am dat 80% din banii la construcția asta, zice, frate Marcel. Și zice, n-aveam pretenția să mă pun în comitet, dar nici pe listă, frate Marcel. Nu-mi trebuie, dar nici pe listă. Și a spus, dragul meu, tu nu le poți face toate. Tu ai dat banii, alții sunt comitet, tu vrei toate să le faci tu. N-ai înțeles ideea de slujire. Am să vă citesc, pornind de la afirmația aceasta, Pavel zice, iată cam cum ar trebui să fim priviți noi. Care noi? Care noi? Adevărații slujitori, iată cum ar trebui să fim priviți noi, ca niște oameni care administrăm o lucrare și niște resurse care nu sunt ale noastre, ci sunt bunurile Harului, sunt bunurile lui Dumnezeu, niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. În completare la textul acesta, vă mai citesc un cuvânt din Cartea Numeri, capitolul 3, și am să vă citesc și versetele 5 la 10. O să vă invit să ne ridicăm să le citim. Uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De ce e important Vechiul Testament? Este important pentru că Noul Testament s-a clădit pe temelia, pe principiile Vechiului Testament. Și dacă nu înțelegi care este raportul între Vechiul Legământ și Noul Legământ, ai probleme cu sâmbăta, ai probleme cu carnea de porc, ai tot felul de frământări în mintea ta, în țară a ajuns curentul acesta, sunt foarte mulți oameni care au să tem să nu calce. Noi trebuie să fim priviți niște, ca niște ispravnici ai Harului nespus de căruit al lui Hristos. Și n-aș vrea să ne jucăm cu adevărurile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că dacă vorbește cineva, adus să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu se tapă, și cine totuși își permite să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, să înțeleagă ce am spus aseară, că închinarea nu-i amestecată să se depărteze de fără de lege. Asta nu înseamnă că dacă stăm fără de lege, poate să stai numai să nu predice. Dar mai ales dacă vrei să fii un slujitor al Harului, trebuie să trăiești în Har. Și Harul este incompatibil cu păcatul, cu nelegiuirea. Și de aceea vă citesc, pentru că aici sunt bazele adevărului din Noul Testament. Zice, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, apropie seminția lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron ca să fie în slujba lui. Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări înaintea cortului întâlnirii. Să facă slujba cortului. Să aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel. Ei să facă slujba cortului. Să dai pe leviți lui Aaron și fiilor lui, ei să-i fie dați lui în totul, din partea copiilor lui Israel. Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoției lor, iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. Amin. Amin. Mă așezați. Mulțumesc, fratele, pentru invitație. Nici nu ți-am mulțumit. Dar am stat o zi împreună și nu ți-am mulțumit. Mulțumesc celor ce m-ați găzduit. Suntem cu traista în spate. Cam mergul, i-am spus lui Marcela, te-am adus odată de aici și putem din colo-colo. Am luat-o cu mine cu bucurie, că Marcela, ne întâlnim rar în misiunile noastre, misiunile mele, dar mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi am putut să fiu, sau în misiunea aceasta am putut să fiu cu ea, n-am mai fost în Spania și măcar pentru faptul acesta, hai acum cu mine. Avem 5 copii, trebuie mare grijă cu ei, trebuie crescuți în frica și temerea de Domnul, pentru că nu pot să fii mai mare slujitor în biserică decât ești acasă. Că Ghingheți a scris o carte superbă, Măsura unui om, și el spune în cartea asta că adevărata ta măsură e aia de acasă. Nu e asta de la biserică. Când te-ai îmbrăcat în costum și vii și ne ții la toți niște principii pe care tu niciodată nu le atingi. Ascultați-mă ce vă spun toți slujitorii. Niciun slujitor nu poate duce adunarea mai sus decât el. Repet.
niciun slujitor nu poate duce pe alții mai sus decât el. Nu poți! Aia e măsura ta. Și adevărata măsură e aia de acasă. E slujitorul acela de acasă. Și mulțumim lui Dumnezeu că astăzi ne putem învăța unii pe alții. Aș vrea să vă lăsați mintea deschisă, inima deschisă la sfatul și voia lui Dumnezeu. Că e plăcut și dulce, zice David în 133, e plăcut și dulce frații să locuiască împreună. Și comparația pe care o folosește este un teren mare din preot. Este ca un terenul de preț care e turnat pe capul lui, să coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Că acolo dă Domnul binecuvântare. Viață pentru veșnicie. Amin. Dacă nu mă dați pagina din psalmul 133, în dreapta sus e 137. Știți ce? Psalmul 137 este nostalgia iudeilor după casa Domnului. Au început să plângă de dor după zile și sei în care ar fi putut fi la templu, dar nu le-au prețuit, așa că au ajuns rob în Babilon și de acolo din Babilon, știi ce zic ei? Pe manurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Dar de ce? Mi-aduceam aminte. Și mi-aduceați aminte? Mi-aduceam aminte că s-o anunța la biserică că avem întâlniri peste săptămână. Și n-am știut să profităm de asta. O trebuie să ne ascundem în sân și instrumentele de cântat. De ce? Că ne vedeau prigonitorii. Și asupritorii, când ne vedeau harpele, zicea, cântați-ne ceva din cântările Domnului. Știi ce zic eu de ei? Cum să cântăm cântările Domnului? Pe un pământ străin. De te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta ei de stoicii. Să mi se lipească limba de celul buric, zic eu de ei. De nu voi face din tine Ierusalim cu una bucurie și a fericire. Prețuiți casa Domnului. Să n-aducă Dumnezeu vremuri în care să vrei să fii și să nu mai poți. Regretele stabile sunt lucruri pe care nu le mai poți face dacă nu le-ai făcut la mea. De aceea seara asta și mâine seara, dacă v-a gândit Dumnezeu să ajungem și până duminică seara și eu voi pleca miercuri seara, de asemenea, nu știu cum, fratele lor, să există o modalitate ca oamenii să poată pune întrebări. Nu știu care e cea mai bună, am fost invitat la Cluj, dacă înainte să vin aici, a fost la Cluj, la deschiderea anului universitar și au fost 700 de tineri. Și când am văzut la tineri, mi-am dat seama că la momentul de întrebări și răspunsuri ne va fi greu. Și frații au zis, uitați, toată lumea trimite întrebări prin SMS pe telefonul unuia dintre păstorii bisericii și păstorul va pune întrebările. Și am zis păstorului de acolo, am zis, dacă rămân până într-o sută, două de tineri, am zis, rămân să răspund la întrebări. Dar când am văzut că rămân toți și au plecat numai cei mai în vârstă, am zis, amânăm ședința de întrebări și răspunsuri. Cumva trebuie să existe o modalitate, nu știu cum, poate trimiteți unuia din slujitor, poate fratele Neru sau fratele Dan sau fratele Ilan, nu știu cum, dar trebuie să existe o modalitate să venim și în întâmpinarea frământărilor pe care le aveți, pe teme sau extra. Pentru că dacă slujirea nu vă slujește pe voi, nu-i slujire. Și nu-i adevăratul slujitor. Slujirea nu-și propune ca cineva să se prindă aici de coardele altarului și să nu se mai lase de el. Am observat în umbletele mele că sunt oameni care au făcut de pildă din ajungerea în comitet o țintă. Deci dacă se zbate, atâta să zic, n-am reușit eu încă în 3-4 ani, dar nu mă las. Și până se zbate, până ajunge acolo, trebuie să stai un țel și la fel comiteze și ce? Și ce? Ăsta nu e un țel. Știți care era țelul apostolului Pavel? Să-l cunosc pe el. Să-i cunosc puterea învierii lui. Să mă fac părtaș la suferința lui. Și purtându-mă așa, să ajung și eu, dacă va fi cu putință, la învierea din morți. De asta era un țel. Dacă n-ai destinație finală, ai o problemă și în ceea ce privește slujirea. Așadar, în seara asta, aș vrea să rămânem totuși treci, cu toată truda la care faraonul clonat în 2017-16 ne cheamă. Să rămânem totuși atenți. Modalitatea de a pierde un mesaj, știți, se poate strecura.
foarte ușor. În salahoria cotidiană în care suntem toți, există riscul acesta să pierzi un mesaj pentru că nu-l înțelegi. Sau s-ar putea să pierzi un mesaj pentru că ești superficial în abordare și trece pe lângă tine. Dacă seara aceasta nu este produsul unei trăiri lăuntrice, expresia unei trăiri lăuntrice, atunci avem un ritual steril în care ne sfătuim noi, spuneam fratele Nelu, viața nu poate fi înlocuită, voi nu puteți crea viață. Uitați-vă câte probleme avem. Pui un grup să cânte la 10 din adunare, zic că nu, ăștia scriești. Pui un alt grup care cântă cântarea pe calea îngustă e luptă. Deci ăștia sunt nebunii. E foarte greu să... E extraordinar de greu când faci evaluarea în termeni umani. Să apreciezi care e adevăratul slujitor și adevărata slujire. Cine stabilește standardele? A cui administrator suntem noi? Noi nu suntem, eu nu sunt administratorul dumneavoastră. Bunurile nu sunt ale dumneavoastră. Ar putea altcineva, de pildă pe unul din comitet, ar putea stabili ce înseamnă adevăratul slujitor când noi suntem, trebuie să fim priviți ca niște slujitori ai lui Hristos, ai harului și a bunurilor împărăției lui Dumnezeu. Am putea noi stabili reguli? Sau ar trebui să le căutăm regulile lui, să ne întrebăm oare asta? E o regulă a lui? Trebuie urmată asta? Sau nu? Vă aduceți aminte cum era prin anii, cât la Nepos, prin anii 50, și ce însemna să fii pocăit atunci, să fii ras în cap. Dacă te tundeai la zero în anii ăia, erai adevărat pocăit. Dacă se tunde acum un copil sărat din cap, ce zic frații despre el? Se borfaș. Unitățile de măsură nebiblice suportă modificări în funcție de trăirea culturală, nivelul cultural în care trăiești. Îmi povestea aici socul Rodica că el când s-a pocăit, a fost prezbit la noi în biserică, când s-a pocăit, mama s-a făcut un căput. Știți ce era căput? O haină de pângură. Și nu știe nimeni, cred că e un arhaism, poate și regionalism, nici nu știu dacă nu în ce măsură e toată țara, dar la noi căputul era o haină de iarnă, din pălură, și se făcea cu două rânduri de nasturi. Una era aia cu care te încheiai, și apoi se mai făcea o perete aici și el când s-o pocăit, eu zic, frate, să-și tai o rând de nasturi. Pocăit acum. E mândria asta. Oare cine definește cum e adevărata slujire? Și el ne povestea despre lucruri de genul acesta, cum mintea omului încearcă să aducă. De aceea, în seara aceasta, v-aș spune 3-4 adevăruri despre adevăratul slujitor, cum îl văd din Biblie. Plecând de la ipoteza biblică că slujitorul e al lui Hristos. Asta e valabil și în familie. Eu nu sunt omul numai acela în familie. Ca să mă hăituie până-i cumpăr toate covoarele și hainele care le ia. Eu sunt locul lui Hristos în familie. De aceea voi reprezenta interesele lui, nu a ei. Și ea nu-i slujnica mea. Că vine ocupați un Scandalberg, va cu o masă și toată lumea rămâne trăznită în casă. Că ei nu sunt robii mei prin casă, sunt robii lui Hristos. Și vor avea interesele Împărăției lui Dumnezeu, nu ale tale. De aceea am citit textul acesta despre o categorie din Israel, chemați la slujbă. Și cât pot de repede că v-aș prezenta câteva realități ale adevăratului slujitor. În primul rând, este minime sus? Ar putea cineva să ne proiecteze un text 1 Petru capitolul 2 cu 9? Ce zice Dumnezeu despre poporul lui Dumnezeu mai întâi? Că s-ar putea când vorbesc despre adevăratul slujitor să folosiți cumva gândirea aceasta numai la oameni care stau în față. Să știți că sunt slujitori care sunt îndrăgostiți de metodul ăsta pătrat. Voi nu aveți oameni care se gândesc așa, zice, nu că îmi trebuie la un dar nu mă opus de tine. Bă, dacă nu strebă, taci. Nu-i trebă, dar nu-l opus să plângi. Bă, dacă nu strebă, taci. Nu strebă, dar strebă. Uitați-vă ce zice Biblia despre noi ca popor al lui Dumnezeu mai întâi. Zice, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, toți, nu unii, un neam sfânt, un popor pe care
care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui și ia de slujba în direcția în care merge, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci rețineți aspectul, pe lângă că suntem administratorii Harului, noi toți într-un fel suntem o suită sacerdotală, preoțească, dacă vreți, și fiecare în locul lui trebuie să slujească. Dar cum arată? Care este, care, cum să schițăm portretul adevăratului slujitor? În câteva linii, sigur, nu ne putem permite să prezentăm o listă exhaustivă. Dar ce am putea să spunem despre adevăratul slujitor? Deja în mintea ta te gândești, tu ești adevăratul slujitor? Ești? Dar cum e? Mai întâi, frații lor, aș vrea să rețineți ceea ce găsim în textul din Numeri și peste tot, ne vom uita imediat și în Numeri 1, 4, 7 la 50, ce zice Biblia. În primul rând, că adevăratul slujitor este unul dintre preoți care are o chemare. Adevăratul slujitor, mai întâi, este un bărbat sau o femeie căreia Dumnezeu i-a adresat o chemare. Ca să înțelegeți asta, vă rog să vă uitați ce zice Dumnezeu despre elita asta a leviților. Zice Biblia despre Gershon, Gehat și Merari, despre cele trei familii din Levi, niște lucruri extraordinare. Zice că, uitați-vă ce zice 1 cu 47, zice, leviții după seniția părinților lor n-au intrat în numărătoarea aceasta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să nu faci numărătoarea seminției lui Levi, să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii al lui Israel, dă în grija leviților cortul întâlnirii, uneltele lui și tot ce ține de el. Ei, adică leviții ăștia, vor duce cortul și toate uneltele lui. Când va porni cortul, leviții să-l desfacă și când se va opri cortul, leviții să-l întindă, iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea. Așa se face că găsim peste tot în Biblie, despre casa lui Levi, despre seminția lor, găsim că Gershon, Gehat și Merari au fost chemați, când vă uitați până în versetul 28 din capitolul 3, veți găsi cele trei familii chemate de Dumnezeu să ducă cortul întâlnirii. Dar știți ce e fantastic la chemarea asta? Că nu o să-ți voi cărați cortul la grămadă. O să sunii duceți covoarele. Alții vă rog să luați gardul de prin prejur. Alții vă rog să duceți lucrurile sfinte. Nu chema Dumnezeu la grămadă și aș vrea să vă spun ceva. Nu confundați chemarea la lucrare cu chemarea la mântuire. Chemarea la mântuire, știți cum e adresată? Dacă voiește cineva, da la slujire. La slujire Dumnezeu îi cheamă pe nume. La slujire Dumnezeu îi cheamă pe nume. Când Dumnezeu vrea să mântuie pe cineva, întreabă dacă vrea. Când Dumnezeu cheamă la slujire, nu cheamă așa toți frații pe rând să treacă la ambur. Nu vă amăgiți, nu practicați asta. Nu puneți un om niciodată într-o slujire ca să nu se supere. Ba să se supere până în brânzele albe. Decât să se supere Domnul și să rămână turma nehrănită. Nu pot să verificez o turma lui Hristos pentru că unul îi place lui să stea în față. Am avut un mare cor la noi și într-o seară de evanghelizare și a venit în timp ce corul acesta cânta superb, a fost 60 de bărbați. E adevărat, mai frumos, nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Pe lângă că erau profesioniști, erau și pocăiți și au cântat de pau. Am primit un bilet. Am o cântare spre slava Domnului. Chestia așa mă zgâie un pic pe creier, sublinierea asta, pentru că nu e reală. M-am uitat la bilet, am văzut cine mi l-a trimis, am luat biletul foarte discret și l-am pus în Biblia. Și când am ieșit, s-a terminat biserica, a venit la mine în hol, am eliberat frații, am dat mâna cu tot ce a fost acolo și a venit la mine și mi-a spus, nu-i dragoste în adunare. La voi nu-i dragoste, dar de ce nu-i dragoste? Numai te-ai uitat la bilet și l-ai pus în Biblie. Ascultă-mi, am spus. Numai pentru că te prețuiesc prea mult, nu te-am pus în seara asta să cânti. Dacă nu te prețuiam și vroiam să-mi bat joc de dumneata, te scoteam în seara asta să cânti. Și apoi ce-i cu din pe lumea?
Ce crede este un răspuns? Un răspuns cu un verset din Biblie. Cine are inimă bună, mi-a zis, să cânte. Hai înapoi, am spus că și eu am citit textul ăsta și am predicat din el. Și m-am zbătut cu el. Așa scrie, cine are inimă bună să cânte, dar nu zice în biserică. Cânt acasă, când te duci dumneata așa și dai la animale și nu tulburi pe nimeni. Cântă. Dar nu ți-o văzut nimeni dință săptămâna asta, nici nevasta, nici nimeni, că ai fost ursus toată săptămâna și v-o sunflat. Și-o venit așa în muza și cânti, vrei să cânti la adunare, că scrisul de oameni? N-ai citit deloc săptămâna asta, nici n-ai spus colegului tău de muncă nimic despre Domnul Iisus. Și vrei să-mi spui că ai vrea să predici în adunare? Așa zice cine are inimă bună să cânte. Dar cântă, frate și soră, de să suni apartamentele. Dar nu te-au auzit nimic. De ce ai vrea să cânti în biserică? Nu, în biserică cântă Îl Chemat. În biserică, adevăratul slujitor este bărbatul sau femeia care, căruia Dumnezeu i-a adresat o chemare. E important să înțelegeți asta. Nu dacă ai voce cânt și chemare mai întâi. Dacă ți-o adresat o chemare și voce dă. Inimă bună, cântă, toată lumea să ți-o vadă în cântare inima ta bună. Dar nu te-au auzit nimeni de săptămâna. Nici nu saluți, nici n-ai spus nimic. De unde ai tu inimă bună, zice? Inimă bună și era la mânios în vorba la fost să cânte. Dar o știu să-mi trânt un verset. Adevăratul slujitor, administrator al tainelor lui Dumnezeu, Biblia ne spune că mai întâi bărbatul sau femeia aceea este chemat de Dumnezeu pentru o misiune specială. De aceea în Efeseni capitolul 4, cu versetul 1, începe o mare pledoarie a apostolului Pavel despre slujitor. Și ne spune că slujitorii i-au dat el. Școlile pot să facă profesioniști. Dar slujitor. Numai Dumnezeu poate scoate. Dacă s-o și școlit, dacă e educat și-a obișnuit mintea prin întrebuințare să înțeleagă lucrurile. Și vă rog pe toți slujitorii, feriți-vă de lene, de superficialitate. Nu vă obișnuiți cu lucruri de suprafață, ci să fați adânc. Știi ce zice Iacov? Că cine își adâncește privirile în legea asta de săvârșire, nu cine o privește la suprafață, va fi fericit în lucrarea lui. Adevăratul slujitor este un bărbat, o femeie, căreia Dumnezeu i-a adresat o chemare pentru asta. Nu stă el așa, a anunțat fratele, că dacă avem cântări poezii și zice, bă, nu-i nimeni, hai că zic eu una. Asta înseamnă superficialitate. Știți cum aducea evreul jertfa? Ea trebuia verificată. De ce? Că s-ar prea putea ca jertfa să aibă usuri. Tu n-ai avut nici disponibilitatea să înveți poezia pe de rost. O citești. Și o citești fără semne de punctuație. Și nu mai înțelege nimeni. Dar să fie lungă dacă se poate poezia. Lungă, să nu mai știe nimeni ce ai zis în poezie. Să n-aibă nici cap, nici codă, nici o secvență în ea. Dacă se poate, așa, că tu stai mult în față. Toată lumea să vedea la tine. Ascultați-mă. Adevărata slujire este aia care îndreaptă privirea tuturor spre singur. Ale lui sunt toate. Amin. Și noi cântăm o cântare, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci, pus. Dragii mei, adevăratul slujitor este un bărbat sau o femeie care are o chemare. Tu o ai. Vă aduceți aminte ce-a făcut Adonia, fiul lui David? Și ce-a făcut Adonia? S-a prins de cornele altarului. Și când s-a prins de cornele altarului, zis pe mine, de aici nu mai dă jos nimeni. Mie îmi place așa privirea panoramică. Nu dintr-un colț, din față. Pentru că oamenii iau numai cinstea, nu și responsabilitatea. Astea-s la pachet.
Dacă vrei cinstea binecuvântării celor ce vestesc Evanghelia, celor ce vestesc pacea, trebuie să ieși responsabilitatea. Și cei cu care ai de-a face, și cei pe care îi slujești, sunt oameni. Și oamenii au sentimente, nu-i răni. Și ce ne-a spus fraților acasă? E prima generație de tineri, 10 de ani a fost botez până am ajuns acolo și mi-a fost foarte greu să reclădim ceva. Nu le-am dat fraților niciodată dreptul să se adreseze tinerilor. Am zis, voi nu le ziceți niciodată nimic. Îmi spuneți mie și când o să prind momentul și când o să am inima cea mai moale, o să le zic ceva, că mi-e frică că e răniți. În loc să-i slujiți. Și sunt oameni care nu înțeleg un principiu în slujire. Dacă nu mustra dacă nu iubești, că rănești. Și rațiunea mustrării, scopul mustrării nu-i să rănească, ci să vindece. E adevărat că taie. Dar scopul ei este să te ridice. Că mustra cineva vă dat așa. Nu e așa că din dor de slujitor, ea nu știu, eu n-aș putea face, dar Domnul a fost modelul de slujitor de cum uita mâine la autoritate. Știți, Petru are noaptea fatidică a răbdării, apoi experiențele învierii care au bulversat echipa apostolică și acum primește vestea că Domnul e viu. Zice, spune și la Petru să vină că vreau să am o întâlnire cu el. Și au o întâlnire la Tiberiada. Știți cum l-a reabilitat Domnul pe Petru? Știți cum am fi făcut noi? 6 luni. Știți cum era o vorbă la noi, zice, 6 luni sub paltoane. Știți de ce era expresia asta? Pentru că în spate, în biserică, era cu el. Acolo se puneau paltoanele, care erau munți. Și oile negre, ca să nu le spunem care, erau repartizate pe rândurile alea sub paltoane. Dar uitați cum a procedat Domnul. Și Doamne, dă-ne înțelepciune la toți slujitorii. L-au luat de după omul pe Petru. Și-o zis, Petre, mă iubești. Și Petre spune, Doamne, te iubesc. Și a fost primul pas în reclădirea identității la puteța ta. Și Domnul întreabă a doua oară, Petrica, mă iubești mai mult decât toți. Ceilalți. Petre zice, te iubesc, da? Crește responsabilitatea Paștei. Îl întreabă a treia oară, Petre, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia, Doamne? Tu toate le știi. Care sunt alea toate, Petre? Tu știi și căderea? Dar tu îmi poți da și ridicarea. Știi că te iubesc. Aș vrea să ai această oricât de adâncă ar fi căderea ta. Oricât de mare ar fi de rapajul în care ai fi căzut. Să nu te sfiești în seara asta să fii înaintea Domnului. Să spui, Doamne, slujirea mea, personalitatea mea, spiritualitatea mea, făcută-ța mea. Când mă duc la oameni și am de... au gafa monumental. E atât de greu să fac asta. Să mă duc să-i spun, m-a sunat cineva zile acestea cu gafe monumentale. Și-a spus, dragul meu, mi-e greu să găsesc o cale legală. Dar aș apela la calea Harului. Hai, te rog, că cel mai bine e lângă Domnul. Nu știu cum va lupta, habar n-am cum va face Dumnezeu. Despărțit de el, ești pierdut. Cu el, ai toate șansele. Vino, te rog, înapoi. Dar ce-ți trebuie pentru asta? O chemare îți trebuie. Și chemarea asta trebuie să fie specială. Mare binecuvântare să fii chemat la slujire în curțile casei Domnului. O zi în curțile, în pragurile casei Domnului, zice David, până acolo putea intra regele. Dincolo intra numai preoții. Dar zice, eu prefer în prag decât să mă trezesc în colturile preoții. Ați auzit oameni care spun, dacă nu, și dacă nu, când nu mă pune, nici nu mai vin. Tu intri la șantaj cu Dumnezeu să nu mai vine. Chiar crezi că dacă ai avea chemare, n-ar vedea-o ceilalți? Și dacă nu o văd, chiar crezi că nu le-ar putea deschide Dumnezeu ochii? Noi am fost chemați să ne mutăm în Australia și m-am dus în Australia să văd canguri și am stat acolo într-o slujbă de 6 săptămâni, în fiecare zi am slujit.
Și am zis, mă duc acasă. Tot valea plângerii și lor, nu un pic mai cosmetizat. Mă duc acasă, că eu mă apăr sărăcia și nevoie și neam. Și unul dintre frați mai în vârstă așa s-a spus, cam supărat că n-am acceptat să plec acolo. Și mi-a spus, frate Marcel, ești nătân. Te, eu îți dau un caz din Biblie, tu ai citit textul seara asta, din Genesa 12. La omul ăsta Dumnezeu nu i-a spus nimic și s-a dus după el. Și ție ți-o arătat Dumnezeu și orașul și țara. Și nu vrei să vii. Acasă. Mă duc acasă că sărăni tare multe, sărăni adeci. Mă duc, da, reușim să vindecăm. O zi în curțile tale. Ați simțit de data asta? Deci mai întâi când vorbim despre adevăratul slujitor, vorbim despre o chemare la cântare, nu dacă ai voce, ci dacă te-a chemat Dumnezeu la asta. Toți cei chemați au și voce, dar nu toți care au voce sunt chemați. Și de aceea auzi tot felul de concerte cu oameni care au o voce superbă, dar nu-i chemat. Și ce înseamnă chemare? Înseamnă împuternicirea de a-L glorifica, de a-L onora pe cel ce te-a chemat. Aia e adevărata slujire. Și când mă uit în Biblie, ce e foarte interesant, în Cartea Ezra, Cartea Ezra este prefațată de un edict regal al lui Cir. Și Cir a pus o întrebare, cine e din poporul Domnului? Să vină la Ierusalim și să zidească casa Domnului. Ăia schemați care și-au propus să zidească casa Domnului. Te-ai întrebat vreodată când cânti, când predici, când te rogi, când mustri, când dăruiești. Te-ai întrebat vreodată dacă zidești. Zidirea nu-i sinonimă cu plăcerea. N-ați auzit oameni care spun, deci așa mi-a plăcut, așa m-am zidit. Dar ce crezi că zidirea înseamnă că îți place? Zidirea n-are nimic cu plăcerea. Zidirea înseamnă nu să-ți fi plăcut. Și să semeni azi mai bine cu El decât ei. Aia înseamnă să te zidești. Să crești în asemănarea cu Iisus Hristos. Atunci te-ai zidit. Dacă nu, nu m-ați plăcut. Numai că știi ce se întâmplă cu plăcerea. Tu e aici, apoi să stinge, când ieșim afară, rămânem aceiași. Câți dintre cei ce slujiți aici ați avea libertatea să spuneți, prin harul tău eu schemat, îți mulțumesc, Doamne. Nu că știi legat în versete de o la altă sau știi niște cântări, ci schemat. Despre asta vorbim acum. Ascultați-mi ce vă spun. Toți mari bărbați chemați ai Bibliei, când i-a chemat Dumnezeu, știi ce-a făcut? O dată înapoi, s-a speriat. Nu știu cum se face, cât e unul astăzi are senzația că fără el să răstoarnă cer. El trebuie să fie. Uitați-vă de pildă ce zice Isaia. Uitați-vă ce zice Ezechiel, Ierimia. Ca să nu mai vorbim de Moise, ce zice Moise. Dumnezeu îi adresează o chemare și Moise zice, dar nu cred că ai încurcat omul. E prea grandioasă lucrarea ca să o fac eu. Dar sunt oameni care nu se sperie de grandioasă lucrurile lui Dumnezeu. El s-a aruncat. Niciun mare bărbat al lui Dumnezeu nu s-a aruncat. Și a stat acelui vechea, iar a întrebat, iar a vorbit și foarte târziu au acceptat. Unde sunt oamenii astăzi? Mai vrea la tine să ai oameni care să se roage, Doamne? Foarte clar. M-am întâlnit cu fratele Nelu Mureșan de la Deci când am venit, zbura la Barcelona. Și am spus, ce faci, fratele Nelu? Zice, ca să spun așa sincer, mă tot rog să-mi trimite Dumnezeu ca în Apocalipsa o scrisoare și să zică, Îngerului Bisericii din Deci scrie. Și eu să știu, am de făcut asta, asta și asta. N-ați vrea așa? Să zică Dumnezeu Îngerului Bisericii Muntele Sionului, scrie. Și spune-i ce ei nu văd și nu știu. Și spune-i că asta e soluția pentru ieșirea din vasă. Când l-am auzit, am zis, Dana Negru, mă gândesc că și mie mi-ar place în cutia poștală, dar nu pot să întâlnesc așa ceva. Într-o dimineață, când nu mai știu încotro să iau, să primesc o scrisoare din cer. Și să spun Îngerului Bisericii din Nepos, spune ce-mi place
și ce nu-mi place și care e soluția. Adică pentru casa ta. De ce e important să învățăm astea? Pentru că de slujire și slujitori atârnă viața bisericii. Nimic nu mă sperie ca formalismul religios, ritualuri banale, seci. Oameni care țin foarte mult la cât începe, pe unde intrăm. Am ajuns undeva în lumea asta într-o biserică și m-am așezat așa cum e fratele Iulian acolo. Și unde fratele Iulian acolo. Și știi ce mi-a zis fratele? O să zice, hai să ieșim ca să putem intra. Păi, unde intrăm? Păi zice, la noi se intră pe ușa din mijloc. Eu de acolo am intrat, am zis, când am venit. Nu, bă, frate, zis. Intrăm așa, intrarea oficială, mi-a spus. Deci imaginați-vă să stai aici și în loc să vii la slujbă, zice, trebuie să ieșim ca să ne pregătim să intrăm. Și am ieșit pe aici, ne-am dus roată ca să intrăm de acolo, să se strălice pe biserică. Normal că am intrat răzând. De diavolul nu se spere de 10 ore pe care le stai în Biblie. Te va asalta și te va devasta pur și simplu. Pentru că adevăratul slujitor se bazează nu pe el, ci pe cel ce l-a chemat. Și ce spune Dumnezeu lui Iosua? Zice Dumnezeu lui Iosua, zice, întărește-te și îmbărbătează-te. Eu parcă aș fi pus să spun, dar de ce nu trimite toți frați care să-l întărească? De ce ne-au murit? Nu mai trăiesc eu ea. N-are nimeni vreme să te întărească pe tine și să te îmbărbătezi. Păi eu muri. Dar pe ce să mă întărești și să mă îmbărbătezi? Nu ți-am spus eu oare? Întărește-te și îmbărbătează-te pe faptul că te-a chemat Dumnezeu. Când te-a chemat Dumnezeu, dă-ți față să te dai jos. Tu stai liniștit și aștepți până când Dumnezeu te pune la loc. Știi pe ce te bizui, nu pe votul fraților. Niculiță Moldoveanu are celebra cântare. Ce diferență între cântările făcute în lanțuri și cântările făcute pe șezlong. Deci, noi ne-am bizuit pe Domnul. De aceea nu ne-au biruit nici vântul când buia puternic, nici valul când izbea cumplit. Bizuiți-vă pe Domnul toți ai lui în orice fel, căci în El au biruință toți cei ce se încred în El. Când vorbesc despre chemare, Dumnezeu îi spune lui Iosua, tu pentru că ești chemat, întărește-te pe chemarea ta. Și când m-au chemat el, dragii mei, adevărata asta chemare va trebui să fie dovedită. Am primit o mare chemare, cine e din poporul Domnului să vină. Și dacă aș întreba seara asta, cine e din poporul Domnului, am ridicat toți mâna, dar auziți, ei trebuie să meargă la Ierusalim și să zidească casa Domnului. Îți vine în minte acum câteva lucruri pe care le-ai făcut de când ești aici, prin care ai zidit biserica. Îți vine în minte, n-ai putut să predici, că nu poți putem predica. Nu poți cânta, poate că n-ai nici voce, nu te-o chemat Dumnezeu la asta. Dar ai făcut lucruri prin care ai zidit biserica. Știi ce e important e de acolo, de pe scaun? Să nu te uiți sub scaun, ci să te uiți în față. De ce e important e să nu te apuce dorul de citit în Biblie, în biserică? Că doar așa să-ți le iau, să citești, să-ți pună pușcă creierul. Dar n-ai citit deloc, nu știu cum îți vine așa un duh de citit în Biblie, în biserică. Asta e sfidare. Eu m-aș încă. Doamne, fratele, nu știi nici de unde am citit, nu știi nici despre ce vorbește. Dă-te rog cuvântul tău, te descoperi de Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să strâng pentru vremea de criză. Așadar, ce ne spune despre Gershom, Gehat și Merari este că slujba nu o face cine vrea, nici cine are inimă bună, ci o face ăla chemat. Sau este vreunul care are dreptul să aibă inimă rea? Când a predicat de Hristos am spus, auzi că ăla cu inimă bună să cânte. Am zis, înseamnă că ăla cu inimă rea, dar este, poate fi pocăit cu inimă rea? O nu, tăți avem inimă bună, totuși să cântăm tăți atunci. Înseamnă că e universală chemarea aceasta. E o mare zbatere, nu-i așa când ne excludem noi unii pe alții, de pildă la cină, găsești că unii oameni stau în picioare și alții stau jos. Și am avut o mare discuție cu cineva și am zis, și am spus și fraților în adunare, băi, când eu citesc ce zice Pavel în Corinteni, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, are cineva libertate să-mi spună în adunare, concret, ce faceți voi? Vă văd cu mâinile în strâncene peste drugăciune pocăiților și în restaurant.
N-au putea să se ridice să se roage. Ar fi născut în cer de câteva secunde. Nu știi nimeni de acui. Dacă erai musulman, îți întingeai coborul, îți îndreptai fața spre Mecca sau Medina și chemai numele lui Allah. Da? Noi suntem mai adevărați, care n-avem curajul să afirmăm legalitatea Domnului nostru. Oare am spus ce faceți voi când eu citesc cuvântul ăsta? Păi ne analizăm, o să zic. Doar ne analizăm și cum de unii stau jos și alții rămân în picioare. Păi, nu, unii sunt buni și alții sunt nebuni. Dar înseamnă că ăștia care stăm în picioare putem să dăm cu piatra mea care stau jos? Nu, zice. Deștepți suntem noi. Po da, deștepți ar trebui să stăm jos. Da, înseamnă că nimeni n-ar putea vaccina. Da, deci a te cerceta n-are menirea să te scoată bun, ci nevrednic, da. În urma cercetării nu te scoți bun, ci nebun. Nevrednic. Nimeni n-are nicio vrednicie înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu te cercetezi și crezi că ești bun și stai, tu nu te-ai cercetat pe mine. Cercetarea are menirea să-ți arate că ești nimic. Și că dacă totuși ești ceva, ești din pricina morții lui. De aceea ești părtaș la cine. De aceea Pavel spune fiecare să se cerceteze, să-și vadă nu vrednicia, ci nevrednicia și așa să mănânce. De ce e periculoasă o altă învățătură? Din pricina ceea ce zice Pavel. Dacă mănâncă și bea cineva în chip nevrednic, e vinovat. Dacă nu mănâncă și nu bea, va muri. Ce e de făcut? Fiecare să se cerceteze și cu pocăință să recunoască că numai Harul Lui, numai jertfa Lui te face părtaș firii lui Dumnezeu. Nu purtarea ta de dinainte cu o săptămână. Nu vă obișnuiți să vă pregătiți cu o săptămână înainte, pentru că asta e o interfață a cinei cerești. Cum o să te pregătești pentru aia de acolo? Că nu știi săptămâna aia când vine. Tu ești obișnuit cu o săptămână înainte numai să te pregătești. Și ce faci în săptămâna aia? Ce important este să fii chemat? Ca să le spui oamenilor, am auzit cineva că zice, aveți, nu scrie în Biblie că lasă-ți darul la altar, o zice, și du-te și împacă-te cu pârâșul tău. Dar ce aducem noi la altar ca dar la cina Domnului? Aducem noi ceva? Nu, noi tocmai declarăm că ei au adus tot. Dar dacă vrei să predici în biserică, știi că ai cu cineva ceva, ar trebui să merg la el. Da? Ar trebui să merg la el, că altfel darul nu zidește. Dar la cine te sfătui să te împaci cu Hristos? Că îți garantez că dacă te împaci cu El când ieși în mare, ei învață pe fratele. Și pe soră, și el, și nu te mai ești cu coada ochiului. Îți trebuie chemare ca să faci asta, că altfel s-ar putea să ai derapaje extraordinare. În al doilea rând, uitați-vă, pune-ne un pic Exodul 39:1. Vom citi și alte texte importante, deci mai întâi gândiți-vă la chemarea pe care ne-a adresat-o Dumnezeu. Iosua zice, durează-mă-te pe chemarea care ți-a făcut-o Domnul. Dacă vrei să fii vedeta casei Domnului, când copila noastră, al patrulea dintre copiii noștri, așa avea o vârstă, vreo 5-6 ani, a venit la mine, dar chiar la Angon. Și mi-a zis, tată, știi ce vreau să mă fac eu când ești mare? Ce măi, Ema, mi-a spus? Vedetă pocăiască, măi, Ema. Ori vedetă, ori pocăiască. Astea două, s-a uitat la mine, nu prea au înțelege că îți trebuie chemare pentru ca să faci ca slujitor din Hristos vedetă. Omul care are chemare face din Hristos vedeta casei Domnului, fie scuzată expresia aceasta care nu-i foarte spirituală și nici foarte academică. Dar când citim textul acesta, uitați-vă ce zice Moise, ce zice Dumnezeu despre Moise și despre slujitorii care vreau să slujească. Zice, cu materiile vopsite în albastru, un purpuriu cărămiziu, au făcut veșmintele preoților pentru slujba Sfântului Locaș. Și au făcut veșminte Sfinte lui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Ce avem aici? Avem un al doilea principiu despre adevăratul slujitor, care are o ținută specială. Dar vă rog să nu vă gândiți la asta de afară. Deloc nu vă gândiți la asta.
și renunțați la Evanghelia textilă. Nu suntem nici casă de modă, nu suntem designer, nu ne știm, nu ne pricepem. Și deja avem probleme cu îmbrăcămintea. Că nu m-am predicat de Hristos de aia. Tu predică-L de Hristos și ascultă-mă ce spun. Cum îmbracă Hristos într-un om, un om nu-L îmbracă comitetul. Intri într-o ceartă de vorbe. De ce? Pentru că aici avem mari probleme. Rândul de nasturi în urmă cu 50 de ani era o gafă monumentală. În plus, un rând de nasturi. Dar astăzi... Așadar, de ce un om s-ar putea să aibă derapaje în ținută? De ce? Că ne-ai spus, nu cum trebuie să îmbraci, trebuie să-i spun eu. Trebuie să-i spun cum să fie slujitorul lui Hristos. Trebuie să-i spun că paharul când se umple înăuntru, dă în afară. Și că ce e în afară e o expresie a lăuntrului. De ce? Ascultați-mă ce vă spun. Nu expuneți anumite lucruri, că numai ce vinde îi spune, dragii mei. Cine trăiește cu Hristos, îl va arăta totdeauna pe Hristos. Și ascultați-mă ce vă spun. Când Petru și Ioan au fost luați la Sanhedrin și bătuți, până i-au ascultat ăștia cu urechea, știți la ce concluzie au ajuns? Că ei au umblat cu Iisus. Dacă te-ar scutura bine acum sistemul așa, te duci într-o împrejurare așa și te-ar scutura bine, bine, la ce concluzie ar ajunge cei din Spania, cei din Nepos, din Acanda, de aici? Ar ajunge la concluzia că tu umbli cu Iisus? Oamenii, adevăratul slujitor este unul care are o ținută, ne vom uita imediat la ea în Noul Testament, o ținută specială, îmbrăcat într-un anume fel, dar nu în afară, ci înăuntru trebuie să fie îmbrăcat. Cei în afară se poate mima. Adică cum se îmbracă cea mai pocăită soră, cea mai pocăit frate, se poate îmbrăca orice om din Arganda, în afară. Dar înăuntru se poate? Nu se poate. Și de aceea, pune-ne un pic 2 Cronici 6 cu 41, uitați-vă ce zice Solomon când sfințește cortul, când sfințește templul. Zice, preoții tăi, Doamne, ce să facă? Preoții tăi, Doamne, Dumnezeu, să fie îmbrăcați cu mântuirea. Și pe iubiții tăi să se bucure de fericire. Când te uiți la poporul lui Dumnezeu, la slujitorul, la portretul adevăratului slujitor, este un om care are o chemare. E clar. O văd tot, să știe, absolut toată lumea înțelege. Nu practicați asta, că tăți frații trebuie să treacă pe la amor. Unii n-au ce căuta la amor. Și dacă știe să teoretizeze, să așeze lucrurile, n-are chemare. Dacă n-are chemare, nu zidește. Dacă n-are chemare, nu zidește. Și dacă se supără, ea trece. Nu se întâmplă nimic, ea trece. Mama, tata lui Marina tot de mic îmi spunea când era un copilandru, și aveam foarte multe întâlniri la fratele Nicăi Strate, o nunchea lui Rodica, îmi spunea, știi, la oamenii care nu le-ai greșit, dacă te duci și le ceri iertare, Marcel, ei cred că au dreptate. Tu de bune, spune-te ia, că mai să fie bine. El gândește că are dreptate. El te mai așteaptă și săptămâna viitoare. Preoții tăi, Doamne, să fie îmbrăcați cu mântuirea. Și când ne uităm în Romani, pune-ne un pic Roman 13. Roman 13, 12 la 14, Apostolul Pavel zice că ar trebui să ne îmbrăcăm într-un anume fel. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua, când se vede. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și cu ce să ne îmbrăcăm? Vă rog să observați că la adevăratul slujitor, la cel care în poporul lui Dumnezeu și administrează harul lui Dumnezeu, îmbrăcămintea ține de lumină. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii după ce am dezbrăcat faptele întunericului. Dar care soare faptele astea? Cum să le citim? Pune-ne să le citim din Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3 cu 12. Să citim lucrurile cu care ar trebui să ne îmbrăcăm. Și în seara asta deja ne frământăm oare le avem. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel Colosenilor. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Așa suntem noi, da. Și ce suntem noi? Slujitori ai Harului, nespus de felurit, al lui Hristos. Îmbrăcați-vă cu ce? Păi să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare. Cu bunătate. Cu smerenie. Cu blândețe. Blândețe nu înseamnă molău.
Adică, zice, e blânduc, așa merge pe drum, zice, nu zice la nimeni, nu, ăsta-i moale. Cunios colegi, eu când am de lucru cu un om din ăsta, zic, stai, trăiești, că fac eu ce trebuie să faci tu, că nu pot să stau până de tu. Mă duc și iau eu și tu stai, te duci a treia oră. Noi zicem la ăsta, blând, dar el-i moale. Este tipul ăla care creează așa o stare letargică. Blând. Cuvântul ăsta blând are corespondent în limba originală care derivă de la un cuvânt ce înseamnă a îmblânzi cai sălbatici. Când Dumnezeu ne-a zis, dacă ai îmblânzi un pur sânge de galop, un cal foarte iutil, când îl îmblânzești, ăsta devine un semigreu? Nu, dar știți cum devine? Când stăpânul trage dreapta, sânge dreapta, devine așa de repede. Și când îi spune stăpânul stop, păi se oprește, îi supus, asta înseamnă supus. Adică subordonat stăpânului. Petru a fost un coleg. De asta el are izbucnirile. Dar supus stăpânului. Blând nu înseamnă că să mă duc încet, nici să vorbesc încet, nici să... Blând înseamnă să-mi folosesc toată energia, tot tipul de personalitate care l-am la dispoziția marelui stăpân. Tu te-ai putea opri când zice stăpânul. N-ați auzit femeie că sună? Zice, mi-am ieșit din fire. Nu zice cineva, bă, nu ți-ai ieșit, ai intrat în fire, am spus. Tu ți-ai intrat în fire când îți spui dintre astea. Dar noi folosim expresie de genul ăsta. De ce e importantă înțelegerea blândeții? Pentru că dacă nu ești blând, ești rebel. Și Solomon zice că la mânie să nu-ți spună gura vorbe multe. Dar de ce oare ar trebui să tăcem? Dar tăcem noi că suntem nevoși? La voi acasă tăceți? Păi știe tătă scara că tu ești supărat. Și ce facem noi când suntem nervoși? Exagerăm? Adică ce îi spui tu soțului tău din tău? Nu niciodată nu se pot. Tu totdeauna ești așa, zice. Dar cum? Că aseară ne-ai făcut niște declarații că n-am nimerit ușa să vin acasă. Tu când ai mințit aseară sau acum? De ce se întâmplă asta? La mânie, la supărare, exagerăm. Știi ce-o zis? Știi ce-o zis Esau către Iacov? Că dacă nu-i dă zama de linte, știi ce se întâmplă? Moare. Și de nu-mi dai amul să mănânc, eu și mor. Și noi nu folosim expresia asta, auzi, și mor de foame. Nici nu știi cât mai poți răda. Nici nu știi cât mai poți când zici mai poți. Armele luminii, dragii mei, armele luminii, zice, băcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate, să vină cu blândețe și îndelungă. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu este un bărbat care are chemare, o femeie care are chemare. Te rog să-ți o evaluezi. El te cheamă să zidești, cum să fie a fiul. Nimeni, pe un om, vă rog niciodată să nu-l puneți la ambon, zice, pune-l la ambon, că poate atrage spre noi, s-a mai pocăit. Nu, dragii mei, la ambon, în slujire cu oameni care deja s-au pocăit. Oameni care ei prime au experimentat înnoirea binecuvântată a Harului. Adevărata chemare ține de ținuta pe care ți-o dă Dumnezeu, pe care te îmbracă Dumnezeu, îmbrăcat pentru războiul Lui. Știi ce zice Apostolul Pavel? În Efeseni, capitolul 6. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, da? Ce război avem de dat? Ci împotriva domniilor, a căpeteniilor, a stăpânitorului acestui viac. De aceea, zice, îmbrăcați-vă. Nu zice că ne-ar îmbrăca, ci zice că trebuie să ne îmbrăcăm noi, să ne îmbrăcăm cu toată armătura sau armura, cum este mai corect, într-o era construcțiilor armătură, ar putea să înțelegem altceva. Să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, dar de ce? Din pricina războiului, ca să putem ținea pieptul nevinilor întunericului, a săgeților care zboară. Și acum vă spun așa, fiecare slujitor se va îmbrăca pe măsura războiului pe care îl poartă. Dacă tu vrei să te bați cu baptiștii, tu te îmbraci pentru un război din ăsta teribil, dar care n-are nicio victorie. Nu vei fi încoronat niciodată. Dacă vrei baptiștii să bată cu penticostalii, asta e o luptă care te epuizează, dar n-are nicio cunună. Am fost invitat la ordinare la frații penticostali și a fost pentru prima dată, nu s-a mai întâmplat asta, dar am fost invitat eu atunci. Și au ordinat 10, 15 presbiteri și 5 diaconi.
Și au fost cei din conducere, care ne știm foarte bine că sunt la evanghelizările lor și așa. Și a zis fratele Romii Mocan, zice, fratele Romii, cum a dat un baptist o binecuvântare la un slujitor pentecostal? Și fratele Romii mi-a zis, ce, cum o dă așa un pentecostal? Și dacă nu dă Domnul binecuvântarea, dacă nu dacă Dumnezeu slujitorul, n-ai ce-i face, tu predică numai și ne-o ruga pentru el. Dar Dumnezeu îmbracă. Și când Dumnezeu te îmbracă, tu te îmbraci și El te îmbracă potrivit cu războiul pe care îl porți. Și sunt oameni care sunt îmbrăcați pentru războiul lor. L-ai văzut, zice? Ai văzut-o cum o mingit? Dar astea-s pătările tale. Ea i-a văzut pe tăți mese, că le văzut la tăți fustele, tocurile la pantofi, paticurile la tăi, fustie, unii zmegate, tăt! Și războiul ăsta, și cum te-ai îmbrăcat cu așa spirit de observație? Și tu n-ai văzut că vârfești, că minți? Tu îmi ghizi că mira și strecoți în țară. Și ce spunea Liviu Olah, care a făcut o mare trezire din anii 70 în Livor? Unii ori prefer să vorbesc cu Dumnezeu despre oameni, decât să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. Sunt mult mai puține riscuri. Când vorbesc cu oamenii, s-ar putea să cadă într-o pantă nepotrivită. Asta mă șocorează și m-am lămurit. Tu îi spui, uite, o vorbi bine. Stai îmbrăcat cu armele lumii. Atacă atâta armea luminii are deși să lasă întâlnirea cu cămilie. De aceea, când mă uit în Biblie, mă uit că preotul, adevăratul slujitor, e un om mântuit care să dezbracă de faptele firii și să îmbracă cu haina aceasta, cu ținuta aceasta extraordinară a lui Dumnezeu. Și când te uiți în Matei 22:1, este nunta fiului de împărat. Se întâmplă în nunta fiului de împărat. În nunta fiului de împărat, unul i-a scos afară pentru că nu avea haină. Eu mă întreb, oare stăpânul l-a scos afară sau el cu alegerile lui? Și ce-o zis stăpânul? Zis, tu cum de n-ai haină? Că asta te scoate afară. Tu cum de nu te-ai echipat pentru războiul în care îl poți? În seara asta, când vorbesc despre adevăratul slujitor, deja tu trebuie să te gândești, Doamne, eu s-echipat, m-ai chemat, s-echipat, pentru slujire. Că ăla e adevăratul slujitor care e și îmbrăcat pentru slujire. Dacă eu, de pildă, în seara asta aș veni aici la Ambon, jegosnie, ce atât ce voi despre mine? Nu mi-e foarte comod transpirat cu cravata la gât. Dar, știți, slujba presupune din stat. Și o comunicație în care. Și în exterior, dar. Numai că în exterior pericolul este că te poți lua și tu și tu să nu fii chemat. Ăsta nu a avut haine de notă și Domnul spune, cum ai intrat fără haine? Vă aduceți aminte de un rege care i s-a părut împovărător să poarte haina regală? Vă aduceți aminte ce-a gândit Ahab într-o coaliție militară împotriva Ramotului din Galaad cu Iosafat? Vă aduceți aminte ce-a zis Ahab? O zis, trebuie să-mi schimb haina. Și și-o dat haina jos, el era chemat de Dumnezeu, îți de Dumnezeu rege, dar știi ce face ăsta? Își dă haina jos. Și ce se întâmplă? Un arcaș trage o săgeată. Zice că la întâmplare. Știți unde l-a lovit? La încheietul la Platoșeț. Aici mâna avea nevoie de o mobilitate. Și așa erau niște solzi care creau mobilitatea brațului. Și săgeata a intrat acolo. Știți care sunt etapele? Zice că a fost greu rănit. I-a spus căruțașului, scoate-mă afară din luptă și seara mult. Când te angrenezi într-o bătălie și nu ești îmbrăcat pentru ea, săgețile arzătoare ale celui rău zboară. Te lovesc unde nu te aștepți și când nu te aștepți. Prejudiciul pe care îl provoci este imens când ești într-un loc pe care nu-l meriți. La care nu te-o chema Dumnezeu. Cine nu știu? Când Abel meu era în clasa a doua, i-a zis la mamă să se impetească o coroniță, că ea primul întâi. Și să rămâne chestia asta, obiceiul ăsta, nu știu dacă se mai face acum. A învățat foarte bine, de atunci o luăm primul întâi, dar atunci să vedeți ce s-a întâmplat. Și mama să i-a împletit coronița asta și m-am dus eu cu el la primul pentru că Marcela lucra. Și am auzit că învățătoarea lui o citit, nu era pocăit acum în biserică la noi învățătoarea lui, dar pe atunci nu era credincioasă. Și o citit numele celor cu primul întâi și s-a dus și pe el lui. M-am uitat la el până prin clasa 8-a, era foarte mic, nu se vedea de după Diosdan. Era la un metru și ceva de mine, m-am stricurat așa prin mulțime. M-am uitat la inima lui, mi s-o plâng inima de durerea lui. M-am
M-am apropiat eu și am zis, aveluți, dă-mi data coroana cu luna asta. Am mototorit-o și am pus-o în buzunar. E greu să porți o coroană pe care nu o meriți, că devine povară. Ceea ce-o părut la început a fi o mare onoare, s-o transformat într-o mare povară. Nu i-am zis de ce o luat pentru doi, că am zis de acum ai de învățat, am uitat primul astfel de atunci. De acum ai tu de învățat, îi luau și note și premii, liniștește-te acum. Dar venind spre casă, îmi zice el, tată, zice, n-am ce face, numai să mă pun cu bunta pe cap. Așa-i mă, dragul lui tată, dacă nu-i luptă, dacă totuși ți-o pui, ia-i povară. Ați avea puterea să recunoașteți în voi înșivă, cei care sunteți puși la ambon și nechemați, cât e greu să faceți asta. Dacă recunoaștem asta, te-o pus totuși frață, te-o mergi chemat, n-ai citit deloc săptămâna asta. Ba mai mult te bazezi pe un text care n-are nimic cu predica, că nu vă îngrijorați, că Duhul dă chiar în minutul acela, nu la predică. La predică te-a bătudit. El dă când ești dus în fața soborelor și te întreabă în judecăți despre lucruri pe care tu poate nici nu le știi. Ai vrea la predică? Ascultă-mă ce spun. La leneș, Dumnezeu nu te nimic. Leneș nu are nicio promisiune de tine. Slujitorii sunt răcați. Îi îmbracă Dumnezeu. Și când te pune Dumnezeu, știi ce zice? E teribil așa război, că Saul îi luată cu nuna împărătească și dată lui David. Când te pune Dumnezeu rece, nu te poate detrona nimeni. Te poate hăitui Saul cât vrea, tu ești un Domnului. Te pot blama și față, 2, 3, 5, 10. Dar, într-un târziu adevărat de caractere, rămâni cu oamenii chemați, spiritul. Oamenii ăștia sunt plecați, dar mai ceva să răspund. Efeseni, în capitolul 6, prezint o ținută, e foarte importantă, haina preoțească. Istoria lui Ahab este devastatoare pentru noi, dar preotul are slujbă foarte, foarte clar, foarte bine definită. Gershon, Gehat și Merari știau foarte clar ce fac. Dacă te-aș întreba pe tine, care e rolul tău, care e locul tău la biserică? Ai ști să-mi spui. Știți, când voi ați venit în Spania și ai căutat de lucru, te-o întrebat, dar tu ce știi să faci? Care e răspunsul românului? Tot așa. Cum știi și aia? Da, aduce. Știi și să sudem? Da! Nu mă duce la aparata? Da, zice, și aia! Și să zidești? Da! Păi ăia-i învățat la voi! Știu, eu m-am născut. Să nu mor niciodată, zice Dumnezeu. Așa suntem promovii din an. Tu chiar crezi că te ducepi? Tu poți să ne spui și cum e cântarea, și cum e rugăciunea, și cum e... Nu înțelegi să fii un om care se ocupă de cuvântare. Și dacă l-o chema Dumnezeu să spui că bine cuvânteze numele Domnului, fă misiunea asta cu toată autoritatea. Nu înțelegi să fii pe cel de la studiul biblic, să spui tu ai darul de învățător, care o slujbă specială. Te bine cuvântăm, te autorizăm în numele Domnului, du-te și învață abundarea. Ai darul sfătuirii, al mijlocirii, al medierii conflictelor. Noi te susținem, du-te și Dumnezeu să-ți poartă de grijă. Chiar crezi că tu trebuie să spui la test cum să cânte, cum să facă, cum să îndrace, cum să iasă, pe unde să intre, să ieși ca să intră? Chiar crezi? Știi ce să zice un om dintre neamuri? Chiei să o vezi și pe tine? Și pe tine. O firma de amit, dar o știut foarte bine cum operează împărăția lui Dumnezeu. Ți-ai putea identifica acum care este locul tău? Când îl întrebam pe Gershon, bă, voi ce duceți? În 4 cu 32 din numeri avem slujbele lor. Voi ce duceți? Dacă ne uităm la cele trei familii, observăm foarte ca fiecare ce făcea. Tu știi de ce să te ții la casa Domnului? Știi de ce trebuie să te ții tu la casa Domnului? Aici, ăsta e adevăratul slujitor. E un om cu o chemare, e un om îmbrăcat de Dumnezeu, echipat pentru războiul pe care îl poartă. Am auzit de unul care a sunat la păstor și a zis, zice, eu am avut așa o descoperire, ce o viziune, nu știu cum să numesc, ce vis. Am visat trei inițiale, D, S, P. Păi și ce te vine știu că înseamnă, zis păstorul? Du-te să predici.
Păstor, poate în duminica viitoare la Ancomis. Să verificăm darul și să verificăm și descoperirea. Când l-au pus la Ancomis, catastrofă. Zice păstorul când s-o dat rozmân, cred că nu-i bună tălmăcirea, cred că înseamnă du-te seamănă pământ. Ea se verifică în o oră. Și se verifică când izbesc valurile. Zice Biblia despre cel plătit care nu are chemare, care nu e îmbrăcat, care nu-și cunoaște slujba, și ce face când e lupit. El nu-i interesat de turmă. Zice că el lasă turma și fuge. Zice că omul voia să bage niște oi într-o curte și era cu o botă înapoi la lor, dă-i la aia, dă-i la aia. Și-o strigat unul dintr-o mașină, băi, zice, păstorul merge înaintea oilor și oile văd după el. Zice, eu nu sunt păstor, îți măcela. Ai plecat chemare de peste tăția aia care îndă cu oi, îți păstor, unii îți măcela. Așadar, când mă uit în Biblie, înțeleg că preotul, adevăratul slujitor, este și bărbatul acela care știe care este slujba lui, ce trebuie foarte concret să facă el. Marele preot vedea ca fiecare dintre ei să se achite de mandatul pe care l-are. Hristos ne-a dat un mandat, duceți-vă și faceți ucenici. El a dat în proiectul acesta pe unii și i-a așezat pe fiecare la nivelul lor și rațiunea pentru care i-a dat este formarea de ucenici. Și apoi, când ne uităm în letra capitolului, ne spune Biblia despre un lucru extraordinar, când s-a întors din robia babiloniană, găsim preoți care nu și-au putut face dovada că sunt din spița preoțească. N-au putut face dovada că sunt din păcatul cumplit. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au fost îndepărtați de la preoție. Tu ai putea face dovada că ești chemat. Petru și Ioan vindecă un orb din naștere și un olog altă dată la poartă. Și Sanhedrinul s-a tulburat și noroadele au venit și i-au ascultat. Dar zice că nu le puteau face nimic, nici zice nimic. De ce? Că ăsta vindecat era lângă ei și era mai din de 40 de ani. Există dovezi. Tu le ai? Mofturile tale nu-ți dovezi. Dorința ta de a ieși aici nu e o dovadă. Poate că ești mai numai să te rogi pentru predicator. Poate că disciplina s-a trebuit să postești, nu să predici. N-ai vrea să postești. Nu să nu mănânci, să postești. Nu confundați postul în lucrarea bunții a stomacului. Postul e o lucrare a inimii. Deci Isaia 58 zice că a postii înseamnă să desfaci și să deslegi legăturile robiei. Să dai drumul celui asuprit. Să deslegi lanțul de răutăți, să duci în casă pe cei fără de post. Și pentru că le faci astea, n-ai revenit să mănânci omul de afară de sconsidie. Deci pe locul 2. N-ați auzit oameni care cred că dacă nu au mâncat până la noi, zice, nu știu așa, n-am mâncat azi ăsta pe șoară. Asta înseamnă să iei în deșert numele Domnului. N-ai înțeles chemarea. A posti o bătălie pe viață și pe moarte. O bătălie cu euul tău. Și frații Grosa spun într-o cântare superbă, euul tău, omule, frânge-ți-l. Pocăiește-te. Care-i bătălia ta? Iată cum trebuie să fim priviți noi adevărații slujitori. Ca niște ispravnici, ca niște lucrători, niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Știți cum continuă textul acela? Acesta. Încolo ce se cere de la un ispravnic? Este să fie găsit credincios în lucru, în credința lui. Ce ți-o da ție Domnul să faci? Tu știi? Să ne urmărești pe noi? N-ar fi mai bine să te rogi pentru noi. Întreb și eu, nici nu știu dacă e mai bine. Dar n-ar fi oare câștigul mai mare. Adevăratul slujitor este un bărbat care seara asta spune, mulțumesc Doamne că acum când stau să mă evaluez, mă evaluez în lumina chemării, a ținutei cu care m-am îndrăcat și ăla e războiul pe care trebuie să-l port. Și mulțumesc Doamne că știu foarte concret care e slujba. Dacă mereu ai lucrare cu tinerii și simți că asta e chemarea, înseamnă că trebuie să fie șapte care este aceste oameni. Am auzit presbiteri care spun, zice, vreau să fiu ordinat și presbiter, dar eu așa relațional, zice, stau prost.
Adică eu nu pot relaționa cu oameni. Nu s-a înțeles stimare. Deci aseara asta, vă rog să înțelegeți că slujitor nu înseamnă dictator. Și un om care arde împreună cu tine atunci când tu te prăbușești. Slujitor înseamnă un om care înțelege că tu umblă dus al Harului. Ești administrat de slujba Lui, care are menirea să te zidească la tine. Așa că ții tot cineva să te întrebe când ieși, ce faci? Așa că abia aștepți cineva să strângă mână, să o strângă, nu la ușă, la vala mare. Să-ți o strângă, să te strângă în brațe, ca Domnul de pe ea. Să-ți spună, fii tare, ridică-te. Noi spunem într-o cântare superbă, Doamne, ridică-mă și voi sta prin credință în calea ta. Ai avea puterea să te evaluezi, vai, vai, vai. Multe conflicte le-am putea da la o parte dacă am înțelege ce înseamnă adevărat un slujitor. Dacă am înțelege că un slujitor nu are principiile lui, vă rog să păstrați încredințările pentru dumneavoastră. Numai principiile le afirmăm în biserică, nu încredințările. Încredințările vi le respectăm, dar păstrați-le pentru dumneavoastră. Nu puteți de unul, niciodată să nu aveți încredințări pe principii. Adică să spui, eu am așa încredințarea pe mine, din când în când să-și mint. Principii să nu minți, dar la încredințarea că ar trebui să mă mintă. Nu poți avea încredințări pe principii. Încredințările le respectăm, dar slujitorul are menirea să afirme principii. Fata noastră mai mare, când îi spuneam, știu că sunteți fetele păstorului, te rog, nu te duci acolo. De ce? Îmi spunea. Nu că fetele păstorului. 1, 2, 3 argumente clare, biblice, morale, îmi spunea, nu moftul. Așa a fost ea cu personalitatea mai puternică. Acum am dat-o lui David. Descurgeți. Dar seara asta, aș vrea să nu și plecați, nu-i mai că-i târziu, că ziua de mâine nu e a voastră, așa. Nu vă grăbiți că n-aveți unde ajunge. Cineva mi-a spus să terminați lucrul, zis, nu, că lucrul ne termină pe noi. Lucrul rămâne de noi, nu-l gătați pe lucrul. Nici putea bunicii din lucrul ăsta. Dar vreau doar să te întreb și să urci, dacă totuși vei mai urmă, de faci o slujire în biserică, să o faci cu foarte mare responsabilitate. Ai libertate să spui fraților, fraților, nu m-am rugat deloc, n-am citit deloc, mă tem de Domnul. Mă tem de Domnul. E o atitudine sfidătoare, te rog, oprește-te. Nu pot să cânt, că n-am cântat toată săptămâna. N-am lăudat pe Domnul. Nu trimite bilete, te rog, nu face sublinierea asta pe numai formal, spre slava Domnului. Și dacă nu te pune, te suferi, atunci spre slava ta, înțelegi. Nu te pune că nu-mi cape. Dar vei cânta lumină viitoare. Oricum ce vă recomand este să nu transformați biserica într-un mod care stă în scăldămul, cum o vinită ăla, cum o zis ăla. Aș vrea să fiți parte în închinare. Deci gândește-te întâi și tu ce vei face. Și câte o duminică predicați numai 20 de minute, un frate. 20 de minute așa, adevărat, și apoi toată biserica să simte că s-a închinat. Și de așa. Nu știm când și cum o să ne mai vedem. Mâine discutăm despre autoritate. De unde vine noi autoritatea lui? Știți ce înseamnă autoritate? Este cuvântul ăla care atunci când îl zice, toată lumea zice, amin. Nu fie autoritate. Autoritate e de două feluri. Dar în seara aceasta aș vrea doar să vă gândiți cei care ați cântat, cei care veți cânta, cei care predicați, cei care vă permiteți să vă legați de un frate, de o soră, întreabă-te dacă te vei lega cineva în această lume. Dacă simți din partea Domnului că ar trebui să spui, atunci spune-o în așa fel ca să nu dărâni. Îi ajuns căderea. Ridică dacă poți. Nu poți să-ți dai seama care o aplică și cu tine. Dacă nu ne mai vedem, avem promisiuni veșnice. Ne vom vedea în cer. Deocamdată avem trei mari de vorbim în frământă. În noaptea asta veți bateți-le acolo în așteptul vostru.
Uitați-vă cum stați. Veniți-vă la Gershon, era cineva din și a fi permis să iei un gardul, dacă se iei coborul. Nu l-au la grămadă, nu dă-ți de toate și niciun nimic, ci o surpă specifică. Te rog, hotărăște-te ce vrei să faci. Cum așa spune, fraților, fraților, am simțit din partea Domnului care avea asta, ăla e adevăratul slujitor, care se bazează pe chemare, nu pe recomandarea, nu-i tata ăla care îmi pune pile, nici frații, nici că am foarte multe neamuri, că sunt foarte mulți din nepoți aici, mă rătează. Aia nu-i chemare. Poate fi o confirmare, dar nu de-a unei reale. Întreba mai multe. Din slujire trebuie să știi când să te oprești. Le-a spus fraților la nepoți, dați-mi un semn că nu mai vreți să fiu aici. Poate că așa îmi fură diavolul vederea, lumina și nu înțeleg că trebuie să plec. Faceți-mi un semn, dați-mi un ghion în coaste când ies din biserică și eu înțelege că trebuie să îmi iau sună bună și sună că așa fustă și să plec. Decât să încurc, mai bine plec. Că nu-i lucrul meu. Părintele slujitor știe că nu-i lucrul meu. Nu plec să-mi fac altă biserică. Nu, că biserica nu e cumpărtată nici mama. Biserica lui Hristos. De aceea vă rog să vă purtați cu mănușirea. În cel mai bun caz, Hristos vă îngăduie și ne îngăduie să o slujim. De aceea gândește-te. Odată ce ai dărâmat, e foarte greu de ridicat. Foarte greu de ridicat. Și nu spune numai atâta cât poți și tu. Numai cât poți și tu purta. Adică nu zice cine are două haine să dai una la cine n-are, dar aia nouă, fraților! Odată că nu scrie așa, deci nu scrie, e un daos la Scriptură, și doi, fiecare să dai cum o hotărât în inima lui, după măsura de credință pe care o are. Dacă vrei să dai cu bucurie numai haina aia mai veche, dă-o aia. Dă-o cu bucurie, nu le spune la față că ei te judecă. Și Hristos se va uita la asta și va aprecia asta. Oricum, ascultați-mă toți slujitorii și ambornani, Hristos nu vă va răsplăti succes, ci credincioșia. Nu. Eu știu că ai avea toți studenții să fie niște credincioși. El nu te va răsplăti după cât se vor pocăi în Arganda, ci după cât ai fost de credincios în lucru, în credința de ție. El i-a predicat 40 ani și să pocăi nimeni. Suntem convins că Dumnezeu va spune la final, bine rog, bun, de ceea ce se spune în seara asta la final, Doamne ajută-ne să fim credincioși. Amin. În locul credințat nou, bărbați, femei, tine sau copii. Amin. Amin.